Constantin Smaranda condamnă faptul că primarul de la Bengești, Ciocadia, Victor Georgia, candidează din nou. Bărbatul susține că primarul nu este nici pe departe un localnic model, având mai multe dosare penale, unele în curs de cercetare, altele pentru fapte prescrise, iar altele care s-au finalizat cu condamnare. Nu este normal ca să fie susținut. Am solicitat domnului primar Cârciumaru, fiind președintele organizației PSD Târgu Jiu, să suspende din funcție când era condamnat. Iar dumnealui nu a dat niciun fel de răspuns. Deci ar trebui să înțeleagă să-și dea demisia, pentru că sistemul trebuie curățat de acești căpușari. În ceea ce îl privește pe primarul Georgia, acesta a declarat că Smaranda este nebun, un om de nimic și nu este de crezut ceea ce spune. Acest om, eu am terminat orice discuție, asta e un nemernic, un nenorocit, s-a ținut de mine 7 ani de zile s-a ținut de mine. Toată lumea îl ia cu ho. Deci acest om este pentru comunitate, numai rău a făcut. Dacă vreți, vă interesați și pe la mine, la Albeniu, ne-a lucrat, el un nenorocit de om. Primarul Victor Georgia candidează pentru un nou mandat la primăria Bengești-Ciocadia din partea USL.